Radical din 6. 6 radical din 6. Egal noi practicul. Îl scoatem pe 2 la 4, vine minus 3 ori 4, 12. Minus 12. Minus 12. Și radical din? Radical din 3. Așa. 3 ori 2. 3 ori 2. 6. 6. Împărțit la? Împărțit la 6 radical din 6. Așa. Egal cu minus 2. Minus 2. Bun. Cum aș fi făcut eu? Deci asta a rezolvat varianta ta. Cum aș fi făcut eu? Aș fi sesizat că aici este 4 ori 3 și iese de sub radicalul 2 și 3 ori 2 face că 6 radical din 3. Păi asta e, mă. Păi câștigăm la fiecare moment. Deci 6 radical din 3 ori iese un 2 aici ori minus 2 radical din 2. Minus 2 radical din 2. Împărțit la 6 radical din 6. Și cam mai departe acum. La mulțirea asta, 6 ori minus 2 fac minus 12, cu partea numerică am practicat, cu minus 12 radical din 3. Împărțit la 6 radical din 6. 6 radical din 6, trebuia să spus așa, din 6. Și radical 12 împărțit la 6 face minus 2. Și radical din 6 împărțit la radical din 6. Iată rezultatul, minus 2. Cum a fost mai rapid? Din nou, te adaptezi existiului. Când e prea mare? Sigur că da. Scoți? Când e mic, ai grijă, da, înmulțești și faci treaba. Deci 12 am simțit că am șansa asta, le-am mișorat. În loc să mă duc cu numerele acestea, 96, da, descompui, merge, da, nu, n-am nimic. N-am nimic de obiectat, dar din nou sunt frământat de timp. Nu consum timp, ci cât mai puțin timp. Că de ieșit îți face contracronometru la o lucrare, ai de măturat mai multe greșeli. Și dacă te-ai orientat pe varianta cea mai rapidă, ai câștigat timp. Iată-mă, 3 ori 2, 6 radical din 3, mulțit cu minus 2 radical din 2 și fac minus 12 aici, ori radical din 6, împărțit la 6 radical din 6, cât rapid. Da? Deci, în fiecare exercițiu învățăm, ne orientăm, știm, vedem exact cum operăm. Dragule, eu fac datoria spunând ție, dar spun tuturor prietenilor noștri, că asta e matematica. Matematica este simți exercițiul și te adaptezi pe el funcție de cum îți cere exercițiul, ca să crești viteza de curs. Da. Altă adireștiu? Ce? Zi. Paranteză, minus 2 radical din 6. Minus 2 radical din 6. În paranteză. Da, dar fiind în primul termen, eu îmi permis să nu-l pun. 1 pe 4 radical din 8. Înmulțit sau împărțit? Înmulțit. 1 pe 4 radical din 8, da. Împărțit la? Împărțit 3 la pe 4 radical din 12. 3 pe 4 radical din 12. Așa cum am făcut până acum, tu ai inițiativa. Da. Te uiți repede și spui, am atacat, gata, știu ce am făcut. Minus 2 supra 1. Minus 2 supra 1. Dar nu mai scris supra 1 pe timp. Vine minus 2 supra 4. Deci, pe primul, eu, tu ce spui? Să-l copiem sau îl lăsăm așa? Nu, eu zic să fac minus 2 supra 4. Minus 2 supra 4 de aici, da? Supra 1 pe 4, adică. Așa. 2, minus 2 pe 1 pe 4. Bine, pe scurt, ca și mai faci și simplificarea, să o facem. Da. Și 2 cu 4 simplifică și minus 2 aici. 2. 1 pe 2. Deci faci 1 pe 2. Da. 6 minus 1 pe 2. Poți să spui minus 1 pe 2. Da. Deci egal cu minus 1 pe 2. Ai făcut partea numerică aici, da? Da? Ori. Fracțiile din față, deci. Ori 4 pe 3. Ori? 4 pe 3. 4 pe 3? De unde? Ai mulțit? Cu a doua inversată. Păi da, eu mă gândeam să fac mai întâi fracțiile fracționale și pe aia pun după radical. Ori 4 pe 3. Da? Adică 2 cu 4. Da, la timpul lor. Să nu uităm radicalii din urmă. 6 ori 8, 48, împărțit deci, la 12, 4.
Deci adică 648, împărțit la 12 acela. Radical din 4. Radical din 4, da? Care face cât? Care face 2, da? Da. Și egal mai departe, cu minus 1 pe 2, ori 4 pe 3. Păi se simplifică 2 cu 4. 2 cu 4 de aici, da, 2. Și va veni 2 minus 1, minus 2 pe 3. Ori radical din 4. Și radical din 4 este? 2. 2. Și face minus 2 minus ori 2. 4. Minus 4 pe 3. Deci răspuns final, ori 2 de aici și face 2 pe 2, minus 4 pe 3. De nou am să mă duc să vezi cum aș fi gândit eu. Deci ai avut aici o variantă în care ți-ai zis părțile de în fața radicalilor, am să le scriu, da? Și ți-a rămas 6/8, 48, 48 împărțit la radicalul celălalt, adică din 12, s-a și împărțit acolo, ai avut baftă. Dacă nu s-ar fi împărțit, ar fi interesant cum scriam acolo, dacă ai fost în loc de 12 și 11 aici, cum ai fi scris? La ultimul era 11. 48 mai zis. Uh-huh. Și împărțit la 11. Și cum scrie acolo? Păi pe 11. Păi lăsăm așa. Adică spre 48 împărțit la 11. 11, da. Sau 48 pe 11 poți da. Spune, da? Spuneam radical mare. Radical adânc din 48 pe 11. De acord. Da, să mă întorc aici, că era cât aici, 12, 14 și tot a fost foarte bine. Iată cum aș fi văzut eu, aproximativ în varianta ta. Dar aici aș fi scos un 2 în factor. Adică radical din loc face cât? 2 radical din 2. 2 radical din 2, 2 ăsta cu 2 cu 4 se simplifica. Și cu 2 de aici, de fapt, 4 se termină cu 4. Nu? Că iese un 2. 2 ori 2 face 4. Și rămâne și radical din 6 ori radical din 2. Deci vine minus radical din 12. Că e 2, 6 ori 2. Așa, împărțit la 3 pe 4, adică mulțit cu 4 pe 3 și radical din 12 acela, da? Dar nu uita că în clipa asta împărțit în continuare la radical din 12, că el, radical din 12 a rămas să fie executat. Că ce a făcut o manieră, a făcut-o cu 4 pe 3. Deci i-am zis să mulțim cu a doua răsturnat. Și acum, radical din 12 împărțit la radical din 12 se termină, face 1, și rămâne minus 4 pe 3. Egal cu minus 4 pe 3. Deci, este același rezultat. Nu știu ca timp dacă a fost mai rapid la mine, dar are importanță. E important că am ajuns la același rezultat. Da? Aici a fost cu foarte puțin diferită să și da timp de execuție. Trebuie să spunem așa. Sensibil. Da, mai sensibil. Aici a fost mai fin așa, dar cum te-ai descurcat, este bine. E bine. Deci le cunoaștem ca și bine. Dar nu mai avem timp să mai facem și un exercițiu în continuare? Asta e ultimul, nu? Da. Zim, zim. Radical din 0,5. Radical din 0,5. Așa, împărțit la? Minus, nu, la 3 radical din 9 pe 2. Împărțit la 3 radical din 9 pe 2, așa? Da. Așa. Nu, 3 radical 9 pe 2. Radical adânc, da? Da. Radical adânc 9 pe 2, așa? Da. Bun. Minus radical din 81 pe 4. Minus, așa de o parte, așa minus, sau îi zici mulțit cu cineva? Deci, înmulțit, așa, minus. Înmulțit, dar îi portează pe înmulțit cu minus, cât? Minus radical 81 pe 4. 81 pe 4. Egal mai departe. Din nou, acolo și tu, e varianta păi, 81 pe 4, radical din 81 pe 4 este 9 pe 2. Da. Acolo când ajungi 9 pe 2, dar este un lucru la început. Da. 0,5 supra 10 este 1 pe 2. Radical deci radical din 1 pe 2. Așa scrie, da? Da. Împărțit la... împărțit la 9 supra 2, ori 2, deci ori
radical din 2 pe 9. Deci ori ai transformat deodată, ori radical din? 2 pe 9. Radical din 2 supra? 9. Totul supra? Am 9, uitat fracția. Da? Am uitat fracția. Foarte bine. Foarte bine. 2 cu 2. 2 cu 2. Nu? Cred că am înțeles bine că e vorba de subradical, radical din 2, radical din 2, corect este. Da. Da? Bun. Dar totul era subradical. Și radical din 1 făcea 1 și primul radical din 2. Și atunci e corect cu radical din 2 că 2. Da. Așa. Înmulțit. Înmulțit cu minus radical din 81 supra 4. Adică? 9 supra 2. Înmulțit cu minus 9 supra 2. Se simplifică. Adică 9 cu 9. 9 cu 9. Și rămâne 1 pe radical din minus 1 radical pe 2. Minus? 3. Deci 3 minus radical 1 pe 2. 3 minus? 3 minus radical 1 pe 2. Radical din 1 pe 2. Da, radical din 1 pe 2. De unde e radical din 1 pe 2? Păi 9 cu 9 s-a simplificat. Da. 2 cu 2 s-a simplificat. Care 2? 2 e de aici? Nu, din față, primii 2. Primii 2. Dar aici n-am mai avut un 2 în față. Păi da, acolo, unde era 1 pe 2. Da. Cu 2 supra 9 s-a simplificat. Cu 2 supra... No, asta s-a dus cu asta. Da. Și-a rămas 1 de deasupra și 2. 1 și unde este? Și ultimul 2. Asta de aici, da? Da. Și atunci? Este radical din 1 pe 2. 3 minus radical 1 pe 2. De unde este 3, dragule? Cum văd? Păi de-aia era 3 radical 9 supra 2. 3. 3 radical din 9 pe 2. 2. Deci trebuia să mai puneți acolo în față. 3 radical din 2. O secundă aici. Radical din 1 pe 2. Și ăsta 3 de aici, da? Da. Dar de unde a apărut 9 ăsta? Că nu știu. Păi am întors fracția. Bun. Și a revenit 2 supra 9. Păi dacă a fost 2 supra 9, nu și 3 ăsta înglobat aici? Radical nou că a fost 3. 3 ori trebuie făcut 9. Eu n-am scos niciun radical. Da, tu eu doar am întors fracția. Păi și-ai uitat să pui 3 atunci. Dacă ai întors-o. Dacă ai întors fracția, trebuie să-i radical adânc. Păi dar radical adânc am spus. Da. Și atunci, dacă zici un radical adânc din 2 pe 9, 3 ăsta unde să-l pune? Ăla rămâne. Pune față? Pune la final. În față aici? Da. Dragule, da, se împarte ăsta la tot ăsta. Da. La tot ăsta. Deci nu te ocupa de ăsta și trei le lăsa sus. Trebuie împărțit la trei. Și dacă împărți la trei, trei trebuie să fii la numitor. Sigur că da. Sigur că da. Iată aici loc de greșeală. Eu am avut impresia că tu ai spus eu sunt radical din 9. 3, 3 ori 3 face 9 și 9 ăsta zic că am grăbit foarte bine și atunci am rămas mai radical din 2. Și atunci era radical din 2 totul pe 9, corect, deșteaptă chestia, dar nu că ți-a mai rămas 3 ăsta și îl scrie aici. Nu, 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 nu. Deci, atenție multă, nu ne jucăm. Eu am crezut că... Sigur că da. Deci de aceea am mers pe mâna ta. Dar iată că tu trebuiași o greșeală, pe 3 ăsta l-ai lăsat, parcă ai fost la numărător. Dar el, când l-ai împărțit, el s-a dus jos cu tot. Aici a fost capcana. Că tu, scoțând pe radical din 9, care face 3, 3 ori 3 face 9. Și radical dintr-o fracție înseamnă și din numărător și din numitor. Radical din 9 face 3, 3 ori 3 face 9. Și atunci, iată, eu am scris corect radical din 2 pe 9. Am avut impresia că tu ai fost pe fază. Și de aici încolo totul a mers și finalizăm spunând că nu mai am nimic. Nimic. 3 ăla nu mai este. Deci 3 ăsta nu mai este. 1 pe 2. Deci minusul este. Minus 1 supra 2. Minus 1 pe 2. Terminat ești. Asta este lucrul. Încă o dată. Și din aceste ești învățăm. Deci sunt capcane la care, când ai zis, împărțit la toate astea. Deci astea este împărțit la toate astea. De ce nu e radical? Poftim? De ce nu e radical?
Unde? Că mai rămas acolo. De la primul. Era radical din 1 pe 2. Și cât faci radical din 1 pe 2? Faci radical din 1 ca și faci 1. Supra radical din 2. Da. Și radical din 2 s-a dus tot, ai spus tot. Ia așa am avut impresia că tu ai făcut asta, ai fost pe fază. Și nu rămâne și dacă nu scriam radical la dânc, era radical din 1, supra radical din 2. Bun. Da. Și atunci radical din 2 cu radical, radical din 2 și rămânea radical din 1. Și cât faci radical din 1? Face 1 ori 1 ori... Cât aici? Minus 1, care face minus 1. Da? Deci trebuie să reflectăm cu foarte multă grijă. Deci, spun asta pe toți prietenii noștri. Trebuie să vedem ieșițele acestea ca un tot, împărțit la parte, cu tot cu număr, împărțit cu a doua inversată. Dacă aici, autorul a fost un drăguț, că dacă tu aveai, a fost radical din nou, de putut ieși toate, dacă era 7, nu mai puteai să-l întorci. Dar atunci spuneai, ca să nu complici, pe 3 ăsta îl băgai sub radical și întorceai toată. Ca să fii vizibil, dacă ești cu mâna bună, spui înmulțit cu, parcă ar fi radical și de sus și de jos, radical din 2, supra, 3 radical din 7. Că toată asta e 3 radical din 7 la numărător, înmulțit cu a doua inversată. Fracția este compusă din 3 radical din 7 și la numitor radical din 2. Și atunci inversăm radical din 2 pe 3 radical din 7, da? Deci, multă grijă. Multă grijă că facem asta. Nu ne rămâne decât să facem antrenament și să muncim, să înțelegem bine lucrurile și să găsim varianta cea mai rapidă. Dar varianta insistă, se găsește varianta cea mai rapidă în măsura în care noi înțelegem acești termeni asemenea cu totul. Da? Când e vorba să împărțim, atenție multă, partea aceea din față nu rămâne nemișcată fracția. Ai văzut cum am făcut altă dată? Am luat fracțiile și am zis, se mulțit asta împărțit la cealaltă, împărțit la cealaltă și, pe urmă, ne-a ocupat de radical. Depinde, repede, cum vezi tu cel mai bine, cum ție la de mână. Să mergem repede și la Mario. Hai, Mario, ca să... Da, să vedem ce să spune prietenii noștri, că noi ce-am făcut aici. Hai să vedem, să rotăm așa, ce-am făcut aici. Radical. Bun. Proprietăți. Radical, proprietăți. Radical asemenea. Radical asemenea. Adică să aibă aceeași parte numerică. Apoi, am mai văzut aici. Introducerea și scoaterea de sub radical la un număr. Introducerea. Și scoaterea de sub radical a unui număr, operații, da? Operații cu radical, operații cu radical. Deci operații care au făcut acolo cu radical. Și aici aș putea spune operații în iar, mai bine spus. Operații în iar, în unele reale. Și ce am mai făcut? Atenție cu ordinea efectuării operațiilor. Deci ordinea efectuării operațiilor. Ordinea efectuării operațiilor de același grad, de același grad. Adică în ordinea în care apare ele acolo, le facem asta. Să ștergem repede tabla. Deci au apărut aceste lucruri. La revedere, dragilor! La revedere! La revedere!